ultimul aviz de anunțat lui Nistor și va fi repunere de la mașină pentru Dacia. Iată o acțiune prospectivă și dacă atunci Roșu, Stoica este cel care a provocat în poziție de ultim apărător, costul Faust a fost cărat cu apărarea Dacia a fost depășită, jucătorul atât a scăpat spre poarta echipei din Mioveni, Stoica practic nu avea. Cele trei puncte Dacia Mioveni.
Claudiu Ionescu se poate de balon șut și incredibil, apără Balanda nu se poate așa ceva, mare ghinion pentru Dacia, este clar, astăzi nu este ziua ta, trecem cu cele trei puncte, Aizar se face cu pasa spre poartă, o pasă bună la realizată de Claudiu Ionescu, însă depozedat acolo de către Vodiță, cel din contextul cu Claudiu Ionescu și în acest moment se termină această întâlnire 0-0 a Moldovei între Dacia și Fortuna Copaci, păstrat de cele două puncte pierdute de Dacia în această primă etapă a returului, a fost un meci controlat.